tratament nu numai inovativ, este un tratament care modifică mecanismul de acțiune împotriva celulelor de cancer, fiindcă folosește celulele proprii ale pacientului, pe care le modifică în laborator, deci celule proprii ale pacientului modificate în laborator, astfel încât să atace exact celulele de boală. Deci nu vorbim de un medicament care se potrivește tuturor, vorbim de un medicament strict personalizat. Celulele care formează sistemul imun al pacientului sunt recoltate, sunt trimise într-un laborator de mare finețe. Acolo sunt modificate prin introducerea unui vector viral inactiv ca și virus, dar care ne ajută să exprimăm pe suprafața acestor celule un receptor, receptor care se cuplează, se lipește exact de receptorul de pe celula tumorală. Și astfel, prin atacul sistemului imun al pacientului față de tumoră, aceasta se distruge în momentul în care punem aceste celule pe ven. Durează acest proces, deci nu este un medicament disponibil imediat cum îl prescrii, tocmai fiindcă vorbim de celule vii. După ce le recoltăm și le trimitem în aceste laboratoare, ele se întorc cam în 4-6 săptămâni sub forma unui medicament. Medicamentul pe care îl avem noi disponibil în România are două indicații clare: leucemia acută limfoblastică la copil și adultul tânăr sub 25 de ani și limfomul cu celulă mare B recăzut refractar. Și leucemia acută de asemenea recăzută refractară. Deci vorbim de pacienți care nu au răspuns la terapiile standard sau la multiple alte linii de tratament. Dar există înregistrate ca și medicamente 6 astfel de produse în lumea largă pe mai multe tipuri de afecțiuni, toate boli hematologice maligne, dar de anul trecut avem un astfel de produs și pentru mielomul multiplu. Există mai multe feluri de limfoame care au dezvoltat aceste produse. Există CAR-T pentru limfomul primar mediastinal, există CAR-T pentru limfomul de manta sau pentru limfomul folicular. Deci, pe măsură ce crește experiența, apar produse noi cu alte indicații și cu siguranță că în următorii ani vom avea astfel de medicamente pentru mult mai multe indicații și afecțiuni hematologice. Cred că este un tratament foarte scump. Câți pacienți ne permitem în acest moment? Câți pacienți au acces? Este un program al Casei Naționale de Asigurări care a introdus acest program de terapii celulare în cadrul programului de oncologie. Și anul acesta sunt aprobați 20 de pacienți în acest program. Cu siguranță că numărul pacienților va crește pe măsură ce crește și experiența noastră, pe măsură ce sunt trimiși mai mulți pacienți la astfel de terapii. Și într-adevăr este o terapie foarte costisitoare, fiindcă procedeul de producere a acestui medicament este extrem de complicat. Până acum au fost efectuate 6 astfel de administrări și la copii și la adulți și pacienții deocamdată sunt în evaluări. Acesta nu este un tratament care să acționeze imediat. Rolul nostru ca centru de transplant în primele 14 zile este să supraveghem foarte atent administrarea și efectele adverse posibile ale acestor medicamente, fiindcă poate să fie efecte adverse redutabile și de aceea acești pacienți sunt îngrijiți în centre specializate de transplant. După externare, noi verificăm în sângele pacientului existența acestor celule CAR-T și evaluăm boala prin imagistică sau prin metode specifice în cadrul leucemiei acute,
dar nu este un medicament care să acționeze în câteva zile. Este un medicament la care putem obține un răspuns parțial în 30 de zile și un răspuns complet în 60 de zile. Fiecare pacient reacționează în modul lui, datorită acestui specific absolut nemai întâlnit până acum, prin care celulele active se plimbă prin sângele pacientului și atacă tumora acolo unde o întâlnește. Pentru medicamentul pe care noi îl folosim, pentru acest CAR-T, rezultatele sunt în jur de 80% rată de răspuns în leucemiile acute și în jur de 60% rată de răspuns în limfoamele cu celulă mare B. Dar sunt niște procente foarte mari pentru categoria de pacienți cărora li se adresează, fiindcă sunt pacienți la care am epuizat celelalte linii terapeutice. Și mulți dintre ei erau sortiți unei terapii de paliație. Și pentru această categorie, la care nu ai altă variantă de tratament, să ai aceste procente de reușită, deja pentru medicină este un lucru minunat. Care ar fi soluția pe viitor pentru ca în România să poată fi tratați mai mulți pacienți? Sunt convinsă că or să crească indicațiile, că or să crească numărul de pacienți care se adresează acestui tip de tratament și cred că o idee foarte bună ar fi să dezvoltăm în România un laborator cu astfel de condiții excepționale pentru construirea în România unor astfel de produse. Cu siguranță că vom avea și produse comerciale, dar cred că pentru un acces foarte larg al pacienților la astfel de terapii, ar fi extraordinar să avem un proiect de țară în care să construim aceste tipuri de medicamente într-un laborator specializat din România. Fiindcă această terapie cu siguranță va crește și va cuprinde mai multe boli hematologice și poate că toate studiile care sunt în desfășurare vor duce la înregistrarea acestor medicamente și pe alte neoplazii și atunci vom avea un număr foarte mare de pacienți care au nevoie de astfel de terapii și construirea unui astfel de laborator în care să putem face noi această modificare și să producem acest medicament în studiu clinic pentru pacienții români, cred că ar fi un lucru extraordinar de creștere a accesibilității pentru astfel de terapii. Până să administrăm, pacientul primește niște citostatice, un tratament citostatic, care seamănă cumva cu tratamentul pretransplant de celule stem hematopoietice. Tocmai de aceea acest tip de terapie se face în centrele de transplant. Seamănă procedura și experiența echipei contează. Deci pacientul este internat, primește acest tratament pe care noi îl numim de limfodepleție pentru a ajuta organismul să primească aceste celule imune. Punem această perfuzie cu celule pe cateter și 14 zile monitorizăm atent din 4 în 4 ore pacientul. Îl monitorizăm fiindcă este descrisă o paletă largă de complicații. Dintre cele mai importante aș menționa sindromul de eliberare de citochine. Aceasta este o complicație care poate duce pacientul în terapie intensivă și din studiile și din experiența de până acum, cam 40% dintre pacienți, deci nu puțin, au nevoie de terapie intensivă și de monitorizare foarte atentă din acest punct de vedere. Deci trebuie evaluat foarte strict. Există o altă complicație pe care aș vrea să o amintesc și aceasta este toxicitatea neurologică specifică acestui tip de terapie, fiindcă în momentul în care celulele CAR, limfocitele modificate, se lipesc de celula tumorală, aceasta se distruge și tot conținutul celulei tumorale se revarsă în sânge. Aceste
toxine eliberate în sângele pacientului trec și bariera hematoencefalică și ajung în cap și atunci pot da toxicități mari neurologice. Și avem niște protocoale de monitorizare a pacientului în care îl rugăm să scrie aceeași frază de mai multe ori pe zi, fiindcă este demonstrat că prima modificare este modificarea scrisului. Cât a durat din momentul în care ați aflat prima dată despre acest nou tip de tratament? Probabil ați citit sau cred că dumneavoastră medicii cumva corespondați între și momentul în care l-ați avut aici în institut. Primul medicament a fost aprobat de FDA în 2017 și a fost o revoluție în hematologia internațională. A fost foarte repede aprobat după publicarea studiului care arăta rezultatele extraordinare. În 2018 același medicament a primit aprobarea în Europa și sigur că între timp toate forurile științifice discutau despre aceste rezultate. Iar primele demersuri, am căutat de curând această corespondență, primele demersuri către firma producătoare a acestui medicament le-am făcut în 2019. Atunci a fost primul chestionar pe care l-am completat, prin care ne-am exprimat dorința să implementăm în Institutul Clinic Funden acest tip de terapie. Deci au trecut 3 ani de eforturi și de echipă, așa cum spuneam, pentru a reuși să facem lucrul acesta. Toată lumea a spus, este wow, este alt tip de terapie, este visul oricărui oncolog, să găsești o celulă care, introdusă în sânge, distruge tumorul.